Prin ajutorul Domnului, pe parcursul la aproximativ 5 săptămâni, mai exact 5 luni, mai exact 20 de săptămâni, ne-am cercetat sub aspectul împărtășirii în viața noastră de virtuții sau de vicii. Astăzi vom încheia acest ciclu cu o ultimă lecție, econom sau risipitor. Și am făcut o referire la lecțiile de până aici, în ideea că noi putem să risipim nu doar bunurile economice sau să le economisim. Noi putem să risipim multe în această viață. Se poate risipi de la timp la alimente, de la cuvinte la investiții neînțelepte. Și să nu uităm că trăim într-o lume cu resurse limitate. Viața e scurtă, bunurile care deținem sunt, pentru cei mai mulți dintre noi, puține. De aceea, cu atât mai mult, trebuie să fim atenți la ce facem cu ceea ce Dumnezeu ne-a rânduit. Trăim într-o lume unde, pe de-o parte, se face risipă, se aruncă greu mare să nu scadă prețul, se aruncă alimente cu tonele din mall-uri sau din casele oamenilor la tomberon, în timp ce alții în Africa umblă după gâze prin pădure. Sunt diferențe foarte mari pe pământ. Unii au și sunt ca ispravnicul necredincios din Luca 16, care risipește averea, că doar e altuia, a modificat acte contabile. În acest context, haideți să ne cercetăm, pornind de la premisa că Dumnezeu știe de ceea ce avem nevoie și cel puțin pe ai săi Dumnezeu nu îi lasă să suferă de foame, cu atât mai puțin să moară de foame. Înțeleptul nota în Cartea Proverbe, capitolul 27, ca și un sfat pentru oamenii dintr-o lume agrară, cum era atunci, în proporție majoritară, Proverbe 27 cu 23, îngrijește bine de oile tale și ia seama la turmele tale, căci nicio bogăție nu ține veșnic și nici culuna nu rămâne pe vecie. După ce se arată fânul, se arată verdeața nouă și ierburile de pe munți sunt strânse. Miei sunt pentru îmbrăcăminte, țape pentru plata ogorului, laptele capelor ți-ar ajunge pentru hrana ta și a casei tale și pentru întreținerea slujnicilor tale. Este ca în povestea românească, cu omul care, cumpărându-și o oiță, a scos sărăcia din casă. Să observăm mai întâi ce înseamnă a economisi, așa cum ne îndeamnă Cartea Sfântă, și respectiv la ce spune Biblia risipă. Economia este o administrare înțeleaptă a bunurilor, a veniturilor, un echilibru între investiții și consum. A economisi nu înseamnă a capitaliza sub formă financiară absolut totul. A economisi înseamnă a administra înțelept atât pentru prezent cât și pentru viitor. De aceea înțeleptul spunea în aceeași carte, Proverbe, capitolul 11, versetul 24, unul care dă cu mână largă ajunge mai bogat și altul care economisește prea mult nu face decât să sărăcească. Deci acest prea mult de aici strică. Să ne amintim două din pildele spuse de Domnul. Pilda talanților și pilda polilor. Matei 25 și respectiv Luca 19. În ambele stăpânul i-a înzestrat pe robii săi cu câte o parte din averea sa și le-a cerut la întoarcere, fie că în scurt timp, fie că într-un timp mai îndelungat, să dea socoteală de felul în care au știut să administreze. Unul, am putea spune că a economisit în mod exact, a fost gata să dea înapoi stăpânului ceea ce îi dăduse. Nu l-a lăudat pentru aceea, l-a numit leneș,
ba chiar mai mult, l-a numit viclean, pe când ceilalți, fiecare după capacitatea, după posibilitățile, după capitalul inițial ce l-a avuseseră, în modul în care au investit, au fost lăudați, răsplătiți și li s-a promis pe viitor ceva mai mult. Să nu uităm așadar că fiecare dintre noi tot administrăm ceva. Și a fi econom înseamnă a administra bine. Nu doar a păstra să nu umbli la bani. Pentru că, de exemplu, se pot devaloriza. Au fost oameni care n-au vrut să cheltuie un leu, a venit inflația și mi-amintesc că spunea bunicul, pe bani de pe o perechi de boi ai mai cumpărat un borcan de smântână. Asta nu înseamnă a economisi. Dar și dacă cu banii de pe perechea de boi făcea ca Dănilă Prepeleag, asta îi zice risipă, nu? Economia, adică a trăi într-un mod chipzuit, în primul rând din punct de vedere material, financiar, economic, la urmă urmei, despre asta e vorba, e modul în care a rânduit Dumnezeu să ne trăim viața. Mie exemplu cu mana din pustie îmi pare foarte reprezentativ pentru felul în care Dumnezeu vrea să ne ducem zilele pe pământ. De altfel, imediat după ce l-a scos pe Adam și pe Eva din grădină, Dumnezeu i-a spus în cazul acela lui Adam că trebuie să muncească în fiecare zi și astfel să-și obțină hrana până la sfârșitul vieții. Dar să citim câteva versete din Exod, capitolul 16, acolo unde este scris la început că evreii se temeau ce o să mănânce, ce o să facă ei pe perioada deplasării prin pustie. Să citim de la versetul 3. Copiii lui Israel le-au zis lui Moise și Aaron: cum de n-am murit loviți de mâna Domnului în țara Egiptului, când ședeam lângă oalele noastre de carne, când mâncam pâine de nesăturam, căci ne-ați adus în pustie aceasta ca să ne faceți să moară de foame toată mulțimea aceasta. Domnul a zis lui Moise: iată că voi face să vă ploaie pâine din ceruri. Poporul va ieși, de aici începe aspectul economisirii. Va strânge cât îi trebuie pentru fiecare zi ca să-l pun la încercare și să văd dacă va umbla sau nu după legea mea. În ziua a șasea, când vor pregăti ce au să acasă, vor avea de două ori mai mult decât vor strânge în fiecare zi. Și continuăm să citim de la versetul 16. Iată ce a poruncit Domnul: fiecare din voi să strângă cât îi trebuie pentru hrană, și anume un omer de cap după numărul sufletelor voastre, fiecare să ia din ea pentru cei din cortul lui. Israeliții au făcut așa și au strâns unii mai mult, alții mai puțin, care cât au fost de harnici. În urmă, o măsurau cu omerul și cine strânsese mai mult n-avea nimic de prisos, iar cine strânsese mai puțin nu ducea lipsă deloc. Fiecare strângea tocmai cât îi trebuia pentru hrană. Moise le-a zis: nimeni să nu lase ceva din ea până a doua zi dimineață. N-au ascultat de Moise și s-au găsit unii care au lăsat ceva din ea până dimineață, dar a făcut vien și s-a împuțit. Versetul 21. Astfel, în toate diminețile, fiecare strângea cât îi trebuia pentru hrană și când venea căldura soarelui, se topea. Interesant că procesul nu s-a întâmplat la fel între noaptea din a șasea și a șaptea zi, spune versetul 24, că nu s-a împuțit, n-a făcut vierme, pentru că totul depindea de Dumnezeu, care le dădea cu măsură exact cât aveau nevoie. Nu se putea economisi de luni pe marți, de marți pe miercuri, decât de vineri pe sâmbătă. Asta cu scop spiritual. Dumnezeu a vrut ca fiecare să muncească. Și pentru ei era valabilă rugăciunea: pâinea noastră cea de toate zilele. Pentru că trebuiau să iasă de dimineață, așa cum scrie și în Psalm că omul de dimineață trebuie să iasă la muncă și să aibă grijă de ceea ce este necesar pentru sine și pentru cei din casă. Întâlnim un alt exemplu, cartea a doua a Împăraților, capitolul 4, unde din nou observăm că Dumnezeu vrea să fim econom cu ceea ce ne-a dat. Aici avem o femeie care
rămăsese văduvă și cu datorii, s-a dus la Elisei, Dumnezeu prin el a făcut o minune și citim de la versetul 4. Când te vei întoarce, închide ușa după tine și după copiii tăi, toarnă din unde lemn în toate aceste vase și pune deoparte pe cele pline. Atunci ea a plecat de el, el a închis ușa după ea și după copiii ei, ea apropiau vasele și ea turna din unde lemn în vase. Când s-au umplut vasele, ea a zis fiului său, mai dă-mi un vas. Dar el a răspuns, nu mai este niciun vas. Și n-a mai curs un de lemn. Dumnezeu putea să facă să inunde casa cu un de lemn, dar n-a făcut risipă. Dar ideea de economisire este mai interesantă în versetul care urmează. Ea s-a dus de a spus omului Dumnezeu lucrul acesta și el a zis, du-te și vinde un de lemnul și plătește-ți datoria. Iar cu ce va rămânea, vei trăi tu și fiii tăi. Și cu alte cuvinte, trebuie să vă administrați în așa fel încât să vă ajungă minunea care a făcut-o Dumnezeu să fie suficientă pentru rezolvarea, achitarea creditului și hrana zilnică. Și mai adăugăm un cuvânt din Neemia, capitolul 9, unde se face referire la evenimentele de care am citit înainte, ca o mustrare din partea Domnului, așa cum vom citi apoi și din cartea Psalmilor, 9:21. 40 de ani ai avut grijă să hrănești în pustie și n-au duhul lipsă de nimic. Hainele nu li s-au învechit și picioarele nu li s-au umflat. Dar nici n-au avut prea mult sau mai mult decât le trebuie. Și observați, când au avut mai mult decât au muncit ei, scrie de versetul 25, că au ajuns stăpâni pe pământul roditoare, pe grădini și așa mai departe, au trăit în desfătări, versetul 26, s-au răsculat. Adică oamenii aceștia n-au știut să facă economie din puțin, că nu era la nimeni să n-ajungă și n-au știut să se descurce, să fie economi în vremurile de belșug. De aceea Dumnezeu i-a mustrat și chiar i-a pedepsit, cum citim și în Psalmul 78, și să nu le repetăm istoria, versetul 18, au ispitit pe Dumnezeu în inima lor, cerând mâncare după poftele lor. A economisi, printre altele, înseamnă a îi da trupului ca alimente ce ai și a socoti că îi ajunge. Trăim într-o lume în care unii câștigă bani cu rețete de slăbire, pe seama celor care nu știu să economisească și vorba înțeleptului în proverbe să-și pună un cuțit în gât, în sensul de a-și limita meniul de a se înfrâna într-un mod înțelept. Trecem să examinăm risipa. Este o lipsă de înțelepciune în administrarea valorilor. Mulți nu mai au, nu pentru că n-ar fi putut să aibă, ci pentru că atunci când au avut, n-au știut ce să facă, unde să le pună, cum să le împartă. Scrie în Proverbe 21:20, comor de preș și un de lemn sunt în locuința celui înțelept. Cum le-a adunat? Scrie în Proverbe 24, că prin înțelepciune se acumulează. Dar scrie aici, omul fără mintele risipește. Și să vorbim chiar de chestii mărunte. Uite mâncarea să o pună în frigider, se apucă să facă ceva și nu termină și se strică, rămân hainele poate înmuiate și nu le mai vine rândul să fie spalate și chestiuni din astea. Sau în grădină, seamănă, uite să mai privească buruienile la vreme și așa mai departe. Aici să ne amintim și de altă pildă spusă de Domnul, cea a fecioarelor chipzuite și nechipzuite. Cele înțelepte au spus că ei nu risipesc un de lemnul, că nu le ajunge lor. Cele nechipzuite nu s-au gândit, s-au trezit doar că n-au. Pentru că în vremea când puteau să-și adune, nu s-au gândit. Deci risipa, în primul rând, este o
lipsă de înțelepciune. Mi-au povestit niște frați dintr-o anumită zonă a țării că după cel de-al doilea război mondial, autoritățile comuniste au scos pe niște sași din casele lor și au băgat pe unii români care s-au înscris repede în partid. Și sașii și-au făcut la marginea pădurii niște colibe până una altă, că a fost sezonul de vară. Și-au muncit, românii nu m-au chefuit, dar nu au trecut mulți ani, sașii au făcut bani și au cumpărat casele înapoi. Și românii au rămas unii dintre ei tot fără. Pentru că e foarte important să administrăm totul cu înțelepciune. Sunt unii oameni care nu le ajunge nici pensia, nici salarul, de la plată la avans sau de la o lună la alta, și alții cu un venit mai redus reușesc să facă față. Asta pentru că se face risipa. Pe de altă parte, și cu atât mai mult, risipa este mai mare când avem de-a face cu deslănțuirea poftelor, a păcatelor trupului. Fie că e vorba de chefuri, fie că avem de-a face cu imoralități. Rămâne tot în Proverbe pentru a citi din capitolul 6, versetul 26. Căci pentru o femeie curvă, omul ajunge de nu mai rămâne decât cu o bucată de pâine. Mi-amintesc că la Roma am fost odată cu niște frați pe un șantier și mi-au arătat un muncitor italian, în timp ce au venit doi dintre antreprenorii ce construiau un cartier și îmi zicea, uite, acesta a fost coleg cu ei, ba chiar a fost cel ce a inițiat grupul acesta. Dar pentru că a fost un bețiv și un afemeiat, tot au mâncat femeile de pe el și localurile. Și acum foștii lui colegi, uite, în blocul acela mi-au arătat frații, i-au construit de milă o garsonieră, că el în rest tot ce are distruge. Citim tot din Proverbe, capitolul 21, versetul 17. Cine iubește petrecerile va duce lipsă, și cine iubește vinul și îndelemnul dresurilor nu se îmbogățește. Țin minte că îmi povestea tatăl meu despre un om care n-a reușit să-și facă nicio căsuță, numai ce a moștenit de la socrul său, pe jos era cu pământ, n-avea o dușumea de scândură, că doar la munte brazii se îmburdă pe oameni, cum zice românul. Și am întrebat de ce. O să la toate nunțile lui place să meargă nănaș. Și astea toate presupun cheltuială. Oameni care le place să distreze în mod excesiv și risipesc bani. Și sunt destui care se bucură de asemenea darnici, că vorba înțeleptului, toți sunt prieteni cu cel ce dă daruri. Dar unii dau daruri pe împrumut, ceea ce evident că nu este deloc înțelept. Tot Proverbe, capitolul 29, versetul 3, cine iubește înțelepciunea înveselește pe tatăl său, între altele și prin faptul că e econom. Dar cine umblă cu curvele, risipește averea. Și întoarcem pagina 31 cu versetul 3, nu-ți da femeilor vlaga, deci iată că se pierd nu numai banii, se pierde și sănătatea, vigoarea și dezmierdările tale celor ce pierd pe împărați. Se pierd și posturi importante, cum ar fi aici unul de rege. De aceea Noul Testament este scris în epistola lui Iacov în capitolul 4 că unii doresc ca Dumnezeu să le dea, dar nu au un gând înțelept, ba chiar au un gând mânat de pofte, și scrie aici în 4:3, cereți și nu căpătați pentru că cereți rău. Va să zic că la unii Dumnezeu nu le dă, că oricum nu pot administra și mai fac și păcate. Cu gând să risipiți în plăcerile voastre. Deci dinainte își propun unii ca să chefuiască. Și întreaga lume păcătoasă e predispusă la așa ceva, așa cum ne dovedește Apocalipsa capitolul 18,
Uitați-vă în jur, peste tot fel și fel de zile, de spectacole, de activități într-o economie de consum. Mai degrabă ea spune în anumite segmente și pentru mulți, economie de risipă. Apocalipsa, capitolul 18, citim de la versetul 2. Un înger a strigat cu glas tare și a zis, a căzut Babilonul cel mare, a ajuns un locaș al demonilor, o închisoare a cărui duh necurat, o închisoare a cărui păsări necurate și urâte. Dar de ce? A ajuns atât de demonică. Printre altele, ascultați versul 3. Pentru că toate neamurile au băut din vinul mâniei curviei ei și împărații pământului au curvit cu ea și negustorii pământului s-au îmbogățit prin risipa desfătării, adică cine câștigă la asemenea activități? Afaceriști, comercianți. Și uneori, astfel de activități capătă o tentă religioasă. Țin minte că am vizitat odată Vaticanul și frații care ne-au dus ne-au spus trebuie să mergem cu mijloci de transport în comun, că n-ai unde să parchezi, pentru că în jur, peste tot sunt doar fel și fel de oameni care își vând de la cruciulițe până la toate formele idolatre și peste tot este o afacere până la risipă. Să ne dea Dumnezeu pricepere să nu ne scăpăm în așa ceva și să înțelegem că Dumnezeu pe pământ ne-a dat cele necesare administrării în economie, nu risipei. Aici mai fac o precizare pentru a nu fi înțeles greșit, jertfele pentru Domnul nu sunt o risipă. Știți, Solomon a fost omul care a jertfit peste 100.000 de oi odată. Vă amintiți câți boi a jertfit? Știți? Foarte mulți și din aceștia. Iarăși cu zecile de mii. Dar a cerut Dumnezeu diferite jertfe, ocazionate de orarul special dat de lege. În vremea noastră nu mă aduce în jertfe, dar sunt oameni care se dăruiesc pentru Domnul. Cu trup, cu timp, cu bani. Alții chiar se jertfesc. Și pot să fie oameni care vor spune ca și Iuda, ce rost are risipa aceasta, spune textul. Au fost cuvintele trădătorului. Dar el ce voia să facă cu banii? Altă risipă, nu? A da pentru Domnul nu e o risipă în sensul că tot ceea ce există ea lui Dumnezeu, pe de o parte este o recunoaștere a faptului că Dumnezeu e stăpân, de la El ne primim, și pe de altă parte este o îndatorare a noastră ca păcătoși, pentru că jertfele aveau în primul rând rolul de a-i face pe oameni conștienți că ar trebui să plătească, dar orice am da, chiar ca și Abel, superlativul avuției noastre, tot n-ar fi suficient să ne plătim cu avuția noastră, cum spune și în Psalmul 49, că bogații, oricât ar fi de bogați, nu sunt în stare să-și răscumpere sufletul. Așadar, să înțelegem ceea ce scria și Pavel, luând un citat din Cartea Psalmilor, citesc din 2 Corinteni, capitolul 9, el aici s-a lăudat cu macedonienii, ajutându-și pe corinteni să fie darnici, citim 2 Corinteni 9 de la versetul 7 și să înțelegem că aici dărnicia pentru Domnul are de-a face cu deschiderea inimii noastre. Când dăruiești ceva unuia care merită și oricum nu poți să-i dai cât merită, cine ar putea să spună că i-ai dat prea mult? Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui, nu cu părere de rău sau de silă, căci pe cine dă cu bucurie, îl iubește Dumnezeu. Și Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru că având totdeauna în toate lucrurile din destul, să prisosiți în orice faptă bună, după cum este scris, a împrăștiat. Asta nu-i risipă. A dat săracilor, neprihănirea lui rămâne în veac. Deci a dat lui Dumnezeu sau celui ce n-are, și Dumnezeu se identifică cu cei ce nu au, nu este o risipă, ci mai degrabă este
o încercare de a echilibra balanța, de a îl vedea pe Dumnezeu ca marele dătător și de a vedea pe cei ce nu au și socotindu-ne ca unii care am primit de la Dumnezeu și porția lor, ar fi normal să o distribuim într-un mod judicios. Doamne, ajută-ne! Așadar, să concluzionăm, a economisi înseamnă a număra bine banii, orele, a ne uita bine în jur și, în mod deosebit, a privi în sus. A recunoaște că Dumnezeu ne-a dat cele necesare și a nu ne plânge spunând că nu este. A risipi înseamnă a trăi într-un mod lipsit de înțelepciune și afectat de păcate, de pofte, care niciodată nu se împlinesc. Să trecem la câteva exemple pentru a înțelege mai bine. Luăm mai întâi ca exemplu negativ pe Solomon. Eu l-am numit în această ipostază lecției noastre unul care a încercat să sponsorizeze deopotrivă și înțelepciunea și nebunia. Asta conform declarațiilor lui din cartea Eclesiastul, capitolul 2, Dumnezeu i-a dat, numai că el la un moment dat a început să facă risipă, nu degeaba la sfârșitul morții lui se cerea mărirea impozitelor pentru a putea suporta risipa casei regale. Eclesiastul, capitolul 2, citim de la versetul 1. Am zis inimii mele, haide, vreau să te încerc cu veselie și gustă fericirea. Iată că și aceasta este o deșertăciune. Versetul 3. Am hotărât în inima mea să înveselesc trupul cu vin, în timp ce inima mă va cărmui cu înțelepciune. Om beat deștept, cine a văzut? Și să stărui astfel în nebunie, rețineți, să stărui în nebunie, să vadă cum e dacă faci o prostie, până unde își poate permite. Până voi vedea ce este bine să facă fiii oamenilor sub cerul în tot timpul vieții lor. Asta și-a propus el în tinerețe. Și la sfârșit declară el în aceeași carte că n-a fost bine. Că Dumnezeu te va atrage la socoteală pentru tot ce ai făcut bine sau rău. Deci nu poți permite să probezi rău, că te judecă Dumnezeu pentru el. Nu noi trebuie să dimensionăm valorile, permisibilitățile divine, ci să le preluăm din Sfânta Carte, ceea ce Solomon și-a permis să treacă peste. Notează toate realizările lui, versetul 10, iată risipa. Tot ce mi-au poftit, ochii le-am dat. Nu mi-am oprit inima de la nicio veselie și dacă socotim numai numărul de neveste, ne dăm seama că n-avea limite pe aproape. Și am lăsat-o să se bucure de toată truda mea și aceasta mi-a fost parte în toată osteneala mea. Apoi, când m-am uitat cu băgară de seamă, și-a dat seama, nu trebuia să fac așa, da, nimeni nu-i tânăr de două ori. De aceea trebuie să ascultăm de alții, că viața nu se repetă. Cum îmi place mie să spun că viața nu se trăiește în ciornă, nu îmi place, mă zgălesc și apoi trec ce vreau pe foaia de examen, nu? Viața se trăiește unicat. Nu se repetă nicio zi. De aceea trebuie să economisim viața în toate dimensiunile ei. Pentru că spune el în final, repetă, știți, ăsta e cuvântul de referință în cartea Eclesiastul, totul e deșertăciune și goană după vânt. Bate-te cu vântul, fugi după vânt, nu ajungi nicăieri. De aceea notează el în finalul cărții, citesc capitolul 12, încă un aspect de la versetul 12 încolo, fiul ia învățătură din aceste lucruri. Adică nu mai fă și tu ce am făcut eu, învață din pățania mea, voia să spună Solomon. Dacă ai voie să faci o mulțime de cărți, să știi că n-ai isprăvi. Și multă învățătură obosește trupul. Se pare că învățătura, dar cred că mai mult poftele, l-au terminat cam repede pe Solomon și n-a ajuns să aibă promisiunea aceea condiționată ce Dumnezeu i-a spus-o, că îi va lungi zilele. Potrivit tradiției ebraice și oarecum indirect ceea ce rezultă din textul biblic, înțelegem că n-a trăit nici 60 de ani. Regele Solomon. Luăm un alt exemplu. Irozii din Noul Testament, care sunt pomeniți în Evanghelie, în Faptele Apostolilor, risipa
domnitorilor antici. Nu erau cezarii de la Roma, dar își doreau. În vremea aceea la Roma se dădea o specie foarte costisitoare. Milioane după actualizarea în monedele vremii. Milioane de euro, de dolari costa un ospăț. Este scris în Marcu 6 că și Irod și-a permis un asemenea ospăț, la care a invitat, spune Cartea Sfântă, vă citesc de la versetul 21, de ziua nașterii boierilor, mai marilor oastei, fruntașilor Galilei, acolo a fost cheltuiel. Plus spectacolul. Și vă dați seama ce risipitor era pentru o plăcere, pentru jocul imoral al Irodiadei. Și nu uitați că în vremea aceea femeile aveau alt ospăț, nu erau împreună cu bărbați. Așa cum scrie și în cartea Estera, Ahasveros a dat un ospăț cu bărbații, Vasti cu femeile. Dar ea și-a permis să treacă în încăperea bărbaților, probabil a dansat într-un mod lasciv, și în risipa lui a zis că dă jumătate de împărăție. Pentru că oamenii fac risipă enormă cu ocazia unor asemenea activități. Îndrăznesc să spun că și în vremea noastră și tenta asta îi paște și pe pocăiți, la nunți sau la alte serbări să fie niște cheltuieli lipsite de un spirit economic. Și atunci nu-i valabil ce scrie în Psalmul 55, de ce vă dați câștigul muncii voastre pe ceva care nu satură? Mâncarea e normal să fie, dar nu-i pleca flămând de la nuntă, nu? Dar sunt atâtea aspecte care mai degrabă au de-a face cu risipa decât cu economia. Și culmea este că avem apoi de-a face cu familiști care, oh, ce bine le-ar fi prins banii de la nuntă, de le mai rămâneau după aceea. Dar degeaba, că proverbul e valabil, domnia și prostia nu te amână la plată. Cine-i de vină? Cine dă, nu cine primește, zice o altă vorbă românească. Așadar, să nu încercăm noi să ne măsurăm cu regii, că și ei au ajuns la fundul sacului. Dar noi, care suntem cu o punguță mult mai mică. Un alt exemplu negativ, fiul risipitor. Citim Luca capitolul 15. De la versetul 12. Iată cuvintele lui: Tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, deci n-a mai chipzuit el mult, nu a cerut consiliere. Fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată unde și-a risipit averea. Și nu l-a dus mintea săracul să vadă, am pornit cu 100.000 de euro, mai sunt numai 95, numai 90. Tot a băgat mâna în sac, beat de jumătate, mai sunt. Și într-o zi l-au întrebat prietenii, mai sunt? Nu mai sunt. Gata, au plecat care încotro. Săracul nu mai are prieteni. Și vă dați seama de la averea lui, unde a ajuns, versetul 14, după ce a cheltuit totul, pacoste, a mai venit și o foamete. Acum ce bune ar fi fost banii, dar degeaba. Nu avea în mod suficient nici lături de la porci, nici din fructele cu care se hrăneau porcii într-un mod suficient. Cred că n-a trebuit și rezultă asta foarte clar din text, n-a trebuit să ține nimeni morală. Nu, povestea lui l-a făcut să învețe pe pielea lui lecția economisirii. Dar banii pierduți nu i-a mai dat nimeni înapoi. Vechii prieteni de pahar și de distracții n-au venit să-l mai ajute.
Și din nefericire mai sunt astfel de fii risipitori, chiar sintagma asta a rămas peste veacuri. De tineri care nu pricep și își consumă nu doar banii, ci și viața. Să trecem la exemplele pozitive. Începem cu o femeie, cartea Rut, capitolul 2, economie în lucruri mici. Să nu uităm că amândouă erau foarte sărace, dar prin harul Domnului era începutul seceratului orzilor și scrie în versul 2 că Rut Moabita a zis către Naomi, soacra ei, lasă-mă, te rog să mă duc să strâng spice de pe ogorul acela înaintea căruia voi căpăta trecere. Să strâng spice? Cred că niciunul dintre noi n-a strâns spice. Să trăiască doar cu ceea ce strânge. Spic cu spic. Și-a muncit. Economia, felul în care a învățat să nu risipească, rezultă într-un mod foarte puternic din ceea ce vă citesc în versetul 14. La vremea prânzului, Boaz a zis către Rut, apropie-te, mănâncă pâine și moaie bucata în oțet. Ea a așezut lângă secerători, i-au dat grăunțe prăjite, a mâncat și s-a săturat. Și ce a rămas, a strâns. Grăunțe prăjite să strânge, auzi? Nu șnițelele ce-au rămas pe tavă. Grăunțe prăjite. Și a continuat până seara, e drept cu ceva bonusuri, să strângă spice. Seara, versetul 17, a bătut ce culesese. Versetul 18 a luat, a intrat în cetate, Rut a scos și rămășițele de la prânz și le-a dat la soacră sa. Economie. Cred că a avut grijă să nu se piardă un bob. Și s-au descurcat. Dumnezeu le-a ajutat. Cred că Rut, când a ajuns stăpână peste snopii adunați de cei care s-au îndurat să-i mai spoată câte un spic, a știut ce să facă. Da. Observați, Boaz a fost binevoitor, dar n-a făcut risipă să-i spună ce mai tot lăsa să adune spicii. Puneți-i doi snopi în spate și gata, du-te acasă. Nu, nu. Dumnezeu dăduse legea pentru oamenii care nu au să adune spice. Economie în lucruri mici. N-ar putea Dumnezeu să ne plouă la toți cu avere? Dacă ar fi după carismatici, deschide pormoneul și umple-te de dolari. Nici măcar cenți nu le ajung, nu? Direct la unități monetare mai mari. Nu face Dumnezeu așa ceva. Un al doilea exemplu. Proverbe 31, tot o femeie. Se pare că totuși în unele familii sau în general a fi econom sau a risipi ține mult de femeie? Cred că da. Proverbe 31. Femeia recomandată lui Lemuel. Imaginați-vă o femeie care are un băiat bun și a văzut mai multe fete, le cunoaște cum lucrează, cum administrează. Și spune băiatului, auzi, vezi că eu am văzut pe fata aceea. Aceea, dacă o iei, nu te prinde seara pe drum. Nu noptezi în câmp. Și o descrie, mama la băiat. Citem de la versetul 10. Ea este mai de preț decât mărgăritele, dar de ce? Versetul 11. Nu duce lipsă de venituri. Observați, nu-i zice, auzi, ia care vrei, să-ți placă. Tu ești rege, la tine fondurile nu sunt o problemă? Spune, nu, chiar dacă ești tu rege, tu trebuie să-ți iei o nevastă care știe cum să administreze casa. Știți versetele de aici, le-ați auzit, unii le-ați auzit în ziua când ați fost mirese, miri. Nu știu dacă nu le-ați uitat. O astfel de femeie știe să facă mâncare, să administreze tot ceea ce este în casă, nu are probleme pentru viitor, că nu-și poate plăti creditele, că nu s-a
lansat în așa ceva dimpotrivă, a făcut economii, a muncit cu mâinile ei. Spune în versetul 27, ea nu mănâncă pâinele nevirii și are. Are să dea, cum spune versetul 20, își întinde mâna către cel nenorocit, își întinde brațul către cel lipsit. Nu-i tot una să întinzi mâna să capeți, sau să întinzi mâna să dai. Doar știți spusele Domnului luate de Pavel în Fapte 20, e mai ferice să dai decât să primești. De asta contează mult de felul în care știi să economisești, să nu faci risipă. Și vă dau în final și un exemplu pentru bărbați, tocmai în persoana Domnului Iisus Hristos, scoțând în evidență comportamentul său la înmulțirea pâinilor. Mult deosebit mă opresc la textul din Ioan capitolul 6, dar am observat, amănuntele astea apar și în celelalte evanghelii, legat de fărămituri. Aici însă sunt exact cuvintele Domnului. Ioan 6:12. După ce s-au săturat, Iisus a zis ucenicilor să-i strângeți fărămiturile care au rămas ca să nu se piardă nimic. Dacă Domnul putea să mulțească pâine, ce îl mai interesează fărămiturile? Să nu se piardă. Da, Domnul, deși putea, n-a mulțit de multe ori pâinele, de două ori. Dar dacă omul nu e econom, ar spune, nu mă interesează, să-ți dea aruncat. Tăiem numai din bucata întreagă, resturile la coș, că doar plătim salubritate, nu? Ce au făcut cu fărămiturile, cu resturile adunate în coșuri, în coșnițe, nu știu exact. Pot să aibă și alte dimensiuni, pentru ca nu cumva să creadă ei că a fost așa o fantomă toată situația aceea. Coșurile cu fărămituri puteau să fie și o dovadă, vedeți că au fost aici? Pâini, pește. Da, dar iese în evidență și aspectul economisirii. Să nu se piardă nimic. Să ne ajute Domnul să fim și noi economi, buni administratori a ceea ce Dumnezeu ne-a dat. Noi când aruncăm haine așa că nu vrem să le spălăm și să administrăm sau chiar mâncare sau nu grijim de bani, noi ne batem în joc de averea lui Dumnezeu, că ce avem pe pământ e de la El. Când irosim timpul și toate alte lucruri care ne sunt date, vederea noastră, sau cum le spun uneori la tineri, până sunt tineri, stau căști din urechi și la bătrânețe cu aparat auditiv, în loc la căști, că s-au obișnuit să poarte ceva în urechi. Că până sunt tineri își risipesc auzul și după aceea, asta se întrebe pe unul care are probleme cu adevărat, în mod natural, pe linie de auz. Ce har este să auzi sau să n-auzi și să își grijească de auz dacă l-au. Să încheiem dorind să punem stop risipei de orice natură ar fi, amin? Nu doar așa cum apare câte un ifiș, stop risipei de apă. Știți, sunt țări pe glob unde apa este o problemă, nu e voie să o risipești. Da. Nu, toți sunt conștienți de aceasta. Spune în 1 Petru capitolul 4, aici avem de-a face în mod deosebit cu stop risipei cu tentă păcătoasă. 1 Petru 4, citim de la versetul 1. Înarmați-vă și voi cu același fel de gândire ca Domnul Iisus, cel cu fărămiturile. Versetul 2, pentru că în vremea care mai rămâne trăit în trup, să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu, ajunge. Asta înseamnă stop risipei, ajunge. În adevăr că în trecut ați făcut voia neamurilor, ați trăit în desfrânări, care înseamnă risipă, pofte, înseamnă risipă, beții risipă, ospețe risipă, chefuri risipă, slujidorești risipă, toate risipă. De aceea se miră ei că nu mai alergați împreună cu ei și nu mai face risipă. De acum ne rămân bani pentru noi și rămân bani și pentru jertfe aduse înaintea Domnului. A fi econom, conform Scripturilor, înseamnă să administrezi mult sau puțin
în conformitate cu nevoile reale ale vieții. Nu își cere Biblia să faci economie, să nu bei apă până îți trece de sete. Nu, asta e economie. Să bei până te saturi, până îți trece setea, dar restul apei să nu o arunci, dacă mai poate fi făcut altceva cu ea. Asta spune Pavel, m-am deprins să fiu și sătul, și în lipsă, și în bogăție, și în sărăcie, dar sfatul acesta îl iau mai bine tot din spusele lui, din scrisoarea către Tit, capitolul 2, de la versetul 11. Căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat și ne învață, între altele și ceva pe linie de stop risipei, da, economisire. Să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, cu dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Domnul să ne dea pe toate din belșug, dar în funcție de cât ne dă, să ne ajute să le administrăm cu chipzuință, ca să nu fim învinuiți de risipă, ci dimpotrivă să ne putem folosi spre slava Domnului, într-un mod evlavios, pentru viața asta și pentru viața viitoare, să ne folosim de tot ce avem. Amin.